Salutare, pariorii! Pentru ziua de miercuri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 8 pronosticuri. Beijing Guan, Tianjin Tiger. David Căiescu se așteaptă ca această partidă să fie echilibrată. Cele două formații vin după serii de rezultate asemănătoare, iar în majoritatea dintre acestea nu s-au marcat multe goluri. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe sub 2,5 goluri. Alex Iacob ne propune un pariu la confruntarea din fotbalul feminin dintre Chelsea și Leicester. Acesta spune că diferența dintre cele două echipe este uriașă în favoarea lui Chelsea. Formația londoneză s-a impus la cel puțin 7 goluri diferență în ultimele 3 confruntări directe. Și ținând cont că Leicester are cea mai slabă ofensivă din campionat, pronosticul tipsterului nostru este că nu vom vedea goluri la ambele porți. Volineț Cârstea. Tipsterul Adrian spune că Sorana Cârstea este în mare formă după ce săptămâna trecută a câștigat turneul pe zgura de la Reus, iar în această partidă pornește din postura de favorită, mai ales că Volineț se află în afara topului 100. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Cârstea minus 3,5 game-uri. Tipsterul Johnny ne aduce în atenție duelul dintre Filipine Under 22 și reprezentativa similară a statului Myanmar. Acesta spune că Filipine este cea mai slabă echipă a grupei A de la jocurile din Asia de Sud-Est, iar în această partidă Myanmar este considerată mare favorită. Ținând cont de aceste detalii și de faptul că acest meci are o miză mai mare pentru Myanmar, pronosticul tipsterului nostru merge pe 2 solist. Lajović Borges. Tenis Tipster 92 consideră că Lajović traversează o formă fantastică, reușind în această perioadă să câștige turneul de la Banja Luka și să aibă mai multe prestații bune în turneul de la Madrid. De cealaltă parte, Borges vine după 3 eșecuri consecutive pe zgură, așa că tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap Lajović minus 2,5 game-uri. Florida Panthers, Toronto Maple Leafs. Andrei Cinculescu spune că pentru această partidă ambele echipe se confruntă cu mici probleme de lot și este de așteptat să vedem un meci echilibrat. Având în vedere acest detaliu și faptul că ultimele 5 confruntări directe s-au încheiat cu maximum 7 goluri marcate, pariul tipsterului nostru merge pe sub 7,5 goluri. AC Milan, Inter. În opinia lui David Chirilă, Inter este echipa cu lotul mai bun și totodată cea mai în formă echipă din Italia. Cei de la Inter au suferit o singură înfrângere în ultimele 10 meciuri disputate în toate competițiile și, ținând cont de forma lor bună, tipsterul nostru crede că vor domina în această primă manșă, iar pronosticul său merge pe cel puțin un gol marcat de Inter până în minutul 80. Wade ne aduce în atenție meciul decisiv din play-off-ul Euroligii de basket dintre Real Madrid și Partizan Belgrad. Am avut o serie fabuloasă între cele două echipe, sârbii câștigând ambele meciuri din Spania, iar ibericii revenind de fiecare dată la Belgrad și evitând eliminarea. Miza acestei ultime partide este calificarea în Final Four și, ținând cont că Partizan are toți jucătorii importanți disponibili, recomandarea tipsterului nostru este pariul de tip handicap Partizan plus 9,5 puncte. Pentru mai multe ponturi vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.